La vie en rose, ne străduim să ne imaginăm că suntem, că trăim la vie în roz. Da, merci, o mică sugestie. La vie în roz, această celebră melodie lansată de Edith Piaf în 1947, de fapt a fost compusă cu 2 ani mai devreme, se termina al doilea război mondial și era o invocare a fericirii, de fapt. La Via în Roz, versurile sunt scrise chiar de Edith Piaf, muzica de Louis Guy și Marguerite Monod, o melodie care, iată, de mai mult de jumătate de secol, străbate timpurile și ne bucură la fel de mult ori de câte ori ascultăm, în concert, ca acum, într-un recital, sau când o auzim revărsându-se de la megafoane în discoteci sau în clipurile publicitare. Așadar, La Vie en Rose, in memoriam Edith Piaf, i-a fost dedicat filmul La Mon Piaf. Daniela Ciocea și Costin Raia.
Giovanni, aria Somewhere, în interpretarea sopranei Manuela Mocanu. Și am postat pe YouTube, cum e acum la modă. Iar după aceea, în luna iunie, l-am aniversat pe compozitorul și violoncelistul Șerban Nichifor, care a făcut un duet și în viață și pe scenă alături de Liana Alexandra, ei fiind reprezentanți de frunte ai neoconsonantismului în muzică. Muzica modernă, dar care respectă regulile tonalismului funcțional, cum spuneam. Deci am avut aceste două înregistrări pe care noi le-am postat pe YouTube. Maestrul Șerban Nichifor este aici alături de noi, ne face această onoare în aceasta pe care în programul din această seară reluăm două din piesele pe care prietenii mei Daniela și Odin Ciocea le-au cântat și în aceste recitaluri înregistrate. Vom asculta pentru început lidul Amintire în interpretarea baritonului Odin Ciocea. Și ceasurile pe curând aceea
compune lead-ul La Fontaine, muzica lui Șervan Nichifor. Acest lead are o poveste mai aparte, a fost scris la invitația ambasadorului Belgiei la București, a cărui mamă împlinea 100 de ani. Deci La Fontaine ar fi 100 de ani sau centenara. Daniela Ciocea și Costin Raia. Thank you.
revenim în lumea muzicalului cu My Fair Lady, celebra piesă muzicală inspirată de Pygmalion, de George Bernard Shaw, My Fair Lady de Frederic Loewe. Vom asculta pentru început de deocamdată aria Elizei Doolittle, Eliza, cum se zice în engleză, I Could Have Danced All Night, aș fi dansat toată noaptea. Interpretează soprana Manuela Mocanu la pian Costin Raia. She mentioned how we're rounded off the school. She can't believe
mio bambino caro. O, tăticuțul meu drag, deci e bambino, nu bambino, cum mai auzim câteodată. O mio bambino, tăticuțul meu drag, padre înseamnă tată, babo. Tătic și bambino, diminutivul tăticuțul meu drag, arie celebră pe care o cântă toate marile soprane în recitalurile lor, făcând așa un arc peste timp de la Maria Callas la Angela Gheorghiu. Această arie figurează în recitalurile lor, de obicei la bis. E semn că și noi ne apropiem cumva de finalul recitalului nostru, dar mai e totuși puțin. O mio bambino caro, arie din opera Gianni Schicchi, opera bufă de Giacomo Puccini, face parte din așa numitul triptic, Il Tabaro, Mantaua, Suor Angelica, Suor Angelica sau Maica Angelica și Gianni Schicchi. Noi vom asculta această arie în această seară, în interpretarea sopranei Daniela Ciocia, la Tiaco Sirai.